Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă prezint raportul asupra inflației pe trimestrul 2022. Rata inflației măsurată cu indicele prețurilor de consum și-a intensificat de ritmul de creștere în intervalul aprilie-iunie 2022, observați curba roșie, cordul ajustat, deci inflația pe care o controlăm noi prin măsurile de politică monetară, a mers în urmă, dar a ajuns totuși creștere destul de accentuată la 10%, iar indicele mediu anual al IPC-ului este totuși cu o singură cifră, dar urmează, așa cum spun legile statisticii, să crească în perioada următoare în funcție și de inflația anuală. Aveți determinanții inflației în partea dreaptă, nu-i mai menționez, în principal sunt legate de evoluția prețurilor în sectorul energetic. Aici două grafice care ilustrează faptul că inflația ridicată rămâne un fenomen cu dimensiune globală, nu este numai în România. Aveți în partea stângă indicele armonizat al prețurilor de consum în Europa, ca să putem să facem o comparație. România nu este fruntașă, între ghilimele, în acest domeniu. Suntem pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, pe locul 7, ceva mai mult decât media inflației în Uniunea Europeană, de 9,6%. Dar mai important, mi se par două lucruri. În primul rând că și inflația cea mai scăzută din Europa depășește 5%. Iar în partea dreaptă aveți un grafic și mai interesant. Este bazat pe un studiu care arată din 60 de țări analizate în studiu câte mai au o inflație mai mică de 2% sau egal cu 2%, cât este un target, o țintă acceptată pe plan mondial. Și observați că în acest moment avem 0 țări care să aibă inflație scăzută de 2%. S-a mai întâmplat acest lucru în perioada crizei din 2008-2009, dar au crescut foarte repede. Dar o cădere de asemenea amploare, de la aproape 80% din țările aflate în eșantion la zero, nu s-a mai văzut în perioada analizată. În România, accelerarea ratei anuale inflației s-a datorat, cum am spus, componentelor afectate de șocuri pe partea ofertei, special energie, combustibil, utilități, dar în trimestrul 3, destul de mult și bunurile alimentare. O să revin cu acest grafic, cu un alt grafic. Partea hașurată arată cam cât ar fi fost inflația dacă nu intervenea schema de intervenție și de compensare și plafonare, deci am fi avut o inflație de peste 20%. Ceea ce se observă și în alte țări. În Ungaria este mai mică pentru că și schema a fost mai generoasă decât la noi. Mecanismele de protecție a consumatorilor au devenit omniprezente în statele Uniunii Europene, date fiind circumstanțele excepționale cu care se confruntă piețele de energie. Și în cazul României avem intervenții în aproape toate domeniile în care se poate interveni, cu excepția reducerii fiscalității. Și acest lucru este explicabil prin situația cu totul deosebită, în sens negativ, a echilibrului bugetar. Avem un dezechilibru, suntem în situația de deficit excedentar excesiv. Ce mai observăm? Într-o țară în care inflația, revin puțin, este mai mare decât noi și este o mare surpriză, Cehia, n-au cheltuit un decât sume mici pentru măsurile de sprijin, să revenim, căci
Cehia are inflație mai mare, 17%, decât are România, explicabil și prin faptul că intervențiile lor în măsurată cheltuieli bugetare cu sprijin, măsurile de sprijin, produsul intern brut, cheltuielile, ponderea este foarte mică. În România nu suntem nici foarte sus, Grecia are cele mai mari cheltuieli bugetare cu măsurile de sprijin și cu Lituania, dar nu suntem nici, suntem peste datele de mijloc. Pe scurt, am vrut să vă prezint aceste grafice, să vă arăt că s-a intervenit în România, în măsura în care s-a putut și uitându-ne cu atenție să nu exagerăm în ceea ce privește cheltuielile bugetare, că avem deja probleme majore acolo. Criza energetică și incertitudinea sporită, alimentată de tensiunile geopolitice, au favorizat creșteri peste cele sugerate de factori fundamentali în cazul carburanților, până în urmă cu câteva săptămâni. Noi acum facem analiza pe trimestrul 2. Au fost de asemenea modificări sezoniere în cazul altor categorii de combustibil. În partea dreaptă avem inclusiv pentru lemnul de foc, cât o bună parte din populația țării, populația rurală, folosește lemnul de foc. Între factorii care au contribuit la creșterea prețului la carburanți, avem în continuare prețul țițeiului, dar au mai intervenit și alți factori în ultimele luni, dreptunghiurile cu un verde închis. Creșterea generalizată a prețurilor bunurilor și serviciilor incluse în inflația cu ordoi ajustat, cea pe care o țintim noi și putem să o influențăm, noi cei de la Banca Națională, este într-adevăr, cum spune și titlul, generalizată, dar cu magnitudine mai mare, deci cu mărimi mai mari în cazul celor alimentare. Cu alte cuvinte, influența prețurilor mari la energie s-a dus mai mult în ceea ce privește produsele alimentare procesate și acest lucru a fost, să zic, potențat și de situația climatică, de seceta care s-a instaurat. Avem în partea dreaptă un indice de difuziune foarte mare în ceea ce privește produsele alimentare. Bineînțeles că și climatul social, discuțiile despre lipsuri sau dezechilibre în domeniul alimentar, foamete și așa mai departe, au contribuit la acest indice ridicat de difuziune. Primele semne pozitive le avem în ceea ce privește materiile prime, inclusiv la produsele agricole și, așa cum am spus și în ședința precedentă, în măsură în care apar primele semne de temperare și apoi de scădere a ratei inflației, vom micșora pasul de creștere a ratei de politică monetară. Și le avem aici, la materiile prime, aveți un indice cu bază fixă, 2015, creșteri și apoi ușoare scăderi, cu excepția gazelor naturale, aproape toate materiile prime avute în vedere în calculul nostru, au început să meargă în jos. Și este o tendință semnalată și pe plan mondial. În partea dreaptă, la prețurile de producție, unde am deținut noi România, și deținem încă record în ceea ce privește creșterea prețurilor de producție pe piața internă, cea mai mare creștere apare la prețurile de producție, la bunurile energetice. Ele au explodat și au dus și indicele general în sus destul de mult. Cum pe piața forței de muncă, aici pot să mai apară presiuni inflaționiste, sunt posibile presiuni pe latura costurilor cu forța de muncă. Am calculat în partea dreaptă colegii de la în direcțiile de specialitate cam care este evoluția costurilor cu forța de muncă. Numitul ULC, Unit Labor Cost, deci costul unitar cu forța de muncă, e, să spunem, rezonabil, nu
arată încă rău. Din ce cauză? Că au fost creșteri de productivitate și remunerarea salariaților în puncte procentuale a fost mai mult sau mai puțin în legătură cu creșterile de productivitate, dar avem o deteriorare a perspectivei activității economice, o slăbire a activității economice. Vedem o persistență a ratelor alerte de creștere a salariilor și acestea pot duce la o creștere a costurilor unitare cu forță de muncă, ULC-ul, Union Labor Cost, pe o traiectorie ascendentă. Un alt factor pe care trebuie să-l avem în vedere, că în general, când inflația este ridicată, în mod, spune natural, creșterile salariale sunt mai mari și în consecință și coeficientul de transmisie a variației ULC în variația acordului ajustat este mai mare decât atunci când inflația este scăzută. Tot în ceea ce privește relativa tensionarea pieței muncii, am calculat de mai multe vreme acest indicator de tensionare pieței muncii. El se atenuase simțitor în vremea pandemiei, a început să crească, e încă rezonabil față de vârful dinaintea pandemiei, dar tinde să crească. Și avem și un deficit de forță de muncă, care de asemenea în creștere. În ceea ce privește numărul de salariați, partea dreaptă, rata șomajului este în scădere, ceea ce poate să reflecte o anumită tensionare a pieței muncii. Și să vedem mai departe. Și asta în condițiile încă favorabile de cerere, care se văd în continuare și chiar dacă ele se vor atenua sau chiar își vor epuiza potențialul inflaționist în partea a doua anului, nu suntem în ceea ce vrește piața forței de muncă foarte optimiști din punct de vedere al inflației. Deci aici tensiunile pot să reapară. Avem deocamdată, revin pe această chestiune, un excedent de cerere agregată, reflectat de deviația PIB-ului, cu măsurile de politică monetară va fi atenuat, iar în graficul din extrema dreaptă, prognoza FMI spune că anul 2022 înseamnă o încetinire semnificativă a creșterii economice pe plan mondial. Deci și asta va atenua cel puțin parțial presiunile de pe piața forței de muncă. Consumul populației, el a evoluat chiar foarte favorabil. Aici a trecut favorabil în trimestrul 2022. Era și normal după dezlegarea economiei, după ieșirea din izolare, consumul a crescut pe toate palierele, dar treptat lumea a constatat că poate cu creșterea prețurilor este o scădere a puterii de cumpărare, a apărut înăsprirea condițiilor de finanțare și toate acestea au fost de natură să atragă o temperare. În prezent se observă că în prezent și credem noi în semestrul 2 se va simți și mai mult. Aveți și consumul privat în graficul din dreapta și achizițiile de bunuri și servicii pe piața pentru populație în graficul celălalt. Factorii care susțin cererea de consum pe anumite segmente, este trecut aici un fel de noutate, o menționez, anumitele puteți citi, orientarea mai pronunțată către magazine de tip discount și creșterea interesului pentru produsele din capa marcă proprie. Sunt noutăți relative. La investiții. Investiții creștere nu sunt rele, dar nici extraordinare. Din punctul nostru de vedere, așa cum vedem acum lucrurile, perspectiva este rezervată și este imprimată de reacutizarea tensiunilor pe latura ofertei, accentuarea incertitudinii și majorarea dobânzilor. Și asta ar face ca datele care până în prezent nu arată rău
să ne determine să avem o perspectivă mai rezervată. Altminteri, investițiile sunt un factor pozitiv în domeniul creșterii. Continuarea creșterii dinamice anuale a creditului acordat sectorului privat, dar în condițiile unei ușoare moderare a creditării în lei, în contextul majorării ratelor dobânzilor, toate aceste fenomene, tendințe, sunt bine reflectate de cele trei grafice. Ce aș menționa? În primul rând, în partea stângă, creditele acordate sectorului privat, ca stoc, nu? Per total au crescut. O ușoară slăbire s-a observat în ultimele luni în ceea ce privește creditul în lei, contrabalansa de credit în valută. O mențiune aici, mai mult sau mai puțin personal, am spus asta de mai multe ori, nu am dorit niciodată și nu dorim să omorâm creditul în valută. Pentru cei care sunt exportatori, care au venituri în valută, creditul în valută este natural, este, cum se zice, hedge-uit. Deci se echilibrează, nu prezintă riscuri. Noi am avut acea reacție mai puternică în urmă cu mai mulți ani împotriva creditului în valută, pentru că lumea s-a uitat numai la dobânda a creditului în valută și uita riscul de cusc, riscul valutar, și știți ce probleme au apărut. Celelalte două grafice ne arată clar o creștere a ratei dobânzii mai pronunțată pentru societățile nefinanciare, dar și creșterea volumului de credite. Deci, în ciuda cererea de credite a crescut la societățile nefinanciare, dar și la populație, unde până la sfârșitul lunii iunie creșterile dobânzi nu au fost atât de pronunțate. Aici mai vreau să menționez un lucru pe care l-am spus și data trecută și îl spunem de mai multe vreme. Perioada aceasta a dobânzilor puternic real negative și mici, rate mici de dobândă, nu chiar la credite, este o perioadă depășită. De regulă, în istoria omenirii apare, să zicem, cam o dată la un secol, o dată de două ori la un secol. A apărut, am mai menționat acest lucru, după criza din 1929-33 până prin al doilea război mondial. Unii o numesc perioada de represiune financiară. Această perioadă este depășită, deci a ne raporta repetativ, ca să spun așa, în mod repetat, la ce au fost acum dobânzile, ce au fost acum 4, 5, 6, 10 ani, nu cred că ne ajută. Că ne raportăm la o situație care nu se va repeta. Deci, peste tot, normalizarea, nu numai a politicii monetare, normalizarea situației înseamnă să meargă treptat, unii în pași mai rapid, cum au fost cei din Ungaria, Polonia, Cehia, alții cu pași mai scăzuți, America, zona euro, noi cam pe la mijloc, spre dobânzi real pozitive și, în orice caz, dobânzi normale. Și o dobândă normală, într-o perioadă normală, fără inflație, este pe undeva între o rată de dobândă de politică monetară de 3-6%. Este o rată normală, nu anormală, nu este în ceruri. Bineînțeles că dacă te raportezi la zero, poți să spui că au loc o creștere de 3 ori sau de 4 ori. Nu ne ajută să înțelegem nici situația actuală și nici viitorul. Am dat, în urmă cu câteva săptămâni, un exemplu din 1912. Această instituție a ajutat Banca Albina, care era, înainte de primul război mondial, un fel de Banca Centrală a Românilor din Transilvania. I-a dat un ajutor, care era într-o situație dificilă. Deci a acordat un credit special, un ajutor. Și dobânda a fost de 6% în 1912. Când funcționa etalonul aur, când inflația, dacă era 1, 2, 3%, cursul era stabil. 6% era o dobândă nu numai normală, dar chiar de ajutor. Deci, deocamdată, chiar dacă este dureros, pentru că nominal, cel care are un credit scoate mai mulți bani din buzunar, nu?
dobânzile în domeniul nostru, rata de politică monetară, se îndreaptă spre o anumită normalitate. Să nu uităm, sunt încă cam la jumătate față de rata inflației, deci avem încă dobânzi real negative. Aici, iarăși, cred că e nevoie de unele explicații. De regulă, între rata de politică monetară și robor, există o corelație. Deci, roborul se mișcă în apropiarea ratei de politică monetară și este acest interval sau coridor al ratei de politici. 1% mai jos este rata dobânzii la depozite de la Banca Națională și cu 1% peste rata de politică monetară este vorba de rata Lombard, cu care se acordă credite de ultimă instanță și overnight. Da? Și roborul să, în normal, să plimbă între cele două, pentru că aici se pot finanța și băncile și așa mai departe. De mai bine de 4-5 luni s-a decuplat roborul, așa, ca să mă exprim mai pe înțelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul cu roborul, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, e nevoie de două lucruri. Unu, acestea sunt dobânzi de piață. Și piețele au tendința aceasta să facă, să suprareacționeze. Așa funcționează piețele peste tot în lume, mai ales în perioadele de criză, de tensiune. Overreaction este în engleză, sunt și alți termeni. Overshoot, undershoot. Deci găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans de multe ori pe extreme. Și pe piețele valutare se întâmplă acest lucru și pe piețele monetare cu dobânzile și la bursă. La bursa de valori, overshoot, undershoot, sunt lucruri absolut normale. Deci acum am asistat la un overshoot, adică a fost clar tendința băncilor și a traderilor, a celor care acționează pe piața monetară la termen, să privească pesimist viitorul. Trec la al doilea motiv sau al doilea lucru care ne ajută să înțelegem. Nu e vorba de dobânzile overnight, o săptămână, o lună. Nu. E vorba de dobânzi la 3 luni, 6 luni. Așa au văzut băncile viitorul. Inflație mai mare, chiar mult mai mare, foarte greu de stăvilit, nu? Și în consecință, și că acesta este roborul, observați, la 3 luni și la 12 luni. Și cotațiile au fost cu mult peste rata de politică monetară și coridorul nostru. Dar întreb așa, vă întreb dumneavoastră, cine a avut o privire mai optimistă privind viitorul legat de inflație, nu numai la noi, în general în lume, și legat de ratele de dobândă. Eu personal, ca să nu vorbesc numai în numele Consiliului de Administrație și nu avem discuții legate de robor, trebuie să recunosc că condițiile de lichiditate probabil că au împins băncile să iasă din o anumită limit, nu? Să sară calul, cum am spus, cu roborul, nu? Am înăsprit condițiile de lichiditate, nu de acum, ci de mai multă vreme, pe un motiv foarte clar, să determinăm băncile să împingă în sus mult mai rapid ratele de dobândă la depozite. Pentru că și acolo e vorba tot de români și aceia chiar pierd. Sunt 10-12 milioane de români care au economisiri. Unii mai mari, alte mai mici. Nu? Cu dobânzi real negative, puternic real negative și cu inflație în creștere, aceștia chiar pierd sume substanțiale la banii economisiți. Nu? Și atunci trebuia să împingem. Dacă mergeam numai cu rata de politică monetară, probabil că dobânzile la
depozite nu ar fi crescut atât de repede și o să vă arăt în graficul următor că avem o creștere semnificativă a ratei dobânzilor la depozitele bancare. Da? Dar, în afară de condițiile de lichiditate, bineînțeles că băncile s-au uitat și la atmosfera generală din lume, discuțiile despre tensiunile geopolitice, despre foamete, despre dezechilibre majore și au suprareacționat. Eu nu le iau apărarea, dimpotrivă, le transmit un mesaj personal să se uită cu mai multă atenție și la mesajele băncii naționale. Și atunci vor, probabil că se vor apropia roborul la 3 luni, cel care este cel mai sensibil, se va apropia de rata de politică monetară. Sperăm și cred că se va întâmpla acest lucru. Uitați și creșterea mai rapidă a ratelor dobânzilor la depozite noi comparativ cu cele la creditele noi. Tendința este evidentă și graficul din stânga și graficul din dreapta. Și acestea sunt medii. Dumneavoastră ați semnalat că sunt operațiuni, mai ales la cei care au sume mari economisite, mă refer la societăți nefinanciare, capitalul românesc, care au obținut la depozite pe un an și 8-9 până la 10%. Rată înaltă de depozite și marjele s-au mai îngustat. Sunt încă mari, dar s-au mai îngustat. Mergem mai departe. E ca și față de lume. Lumea înțelegând ce e din jurul nostru. Am reușit și folosesc cu atenție cuvântul, am reușit să avem cele mai rapide creșteri de rată de depozit, rată de dobândă la depozitele populației comparativ cu celelalte țări din zona Polonia, Ungaria, Cehia, nu mai spun de zona euro. Da? Pentru că n-am folosit numai rata de politică monetară, o să spuneți, bine, dar dumneavoastră ați rămas cu ea în urmă față de polonezi. Aia au 6, noi avem acum 5,5, cehii au 7, ungori 10. Cum de ați împins lucrurile sus? Prin controlul lichidității. Fiecare comunicat al Băncii Naționale aveți control ferm al lichidității, care, într-adevăr, a împins băncile și să fie mai atente cu roborul, atente între ghilimele, să facă un overreaction, da? Am mai dat un comunicat în care ne-am gândit mult să spunem, folosim toate instrumentele de politică monetară. Și, în sfârșit, ca să nu apară neînțelegerea, nu am folosit toate, da? Am spus instrumentele. Dar eu, în fața dumneavoastră, pot să vă spun. Toate instrumentele, inclusiv rezervele minime obligatorii, pe care nu le-am scăzut și nici nu le-am crescut. Da, nu le-ai crescut, nu le-ai scăzut, nu e măsură de politică. Nu e chiar așa. Puteam să le scădem atunci când a fost COVID-ul, criza COVID, să dăm mai multă lichiditate în piață. Mulți au făcut acest lucru. Au inundat piața monetară cu lichiditate. N-am făcut. 2020-2021 am fost prudenți. Da. Nici n-am coborât rata de politică monetară la 0%. Am păstrat-o până la 25%. Da. De ce? Pentru că știam că o să vină partea cealaltă. Nu? După asemenea emisiuni la nivelul marilor bănci centrale o să apară și o inflație. Și să nu avem balans prea mare de la 0 spre 10%, cât există în Ungaria. Nu? Să ai în 2 ani de zile cu rata de politică monetară să o miști de la 0 la 10, eu zic că este o anumită problemă. Da? Deci am utilizat și rezervele minime obligatorii pentru că nu le-am scăzut în perioada COVID, când puteam să le scădem. Și aveam o politică specială să ne ducem cu rata rezervei minime obligatorii la nivelul din Uniunea Europeană, și la euro, și la lei. Suntem că cu ea mai sus. Și nici acum nu am trecut pe partea altă să o majorăm. Deci, chiar dacă supără, avem o ușoară reușită în ceea ce privește influența politicii monetare asupra
ratei dobânzilor la depozitele bancare, la economisire. De aia am trecut, că încercăm să stimulăm economisirea, pentru că este o formulă clară de un canal puternic de luptă împotriva inflației, că dacă omul economisește, nu mai consumă. Și atunci scade cererea și temperăm inflația. Problema de dezechilibru comercial este și veche și nouă. După noi, accentuarea încă nu spune foarte mult, pentru că este determinată de prețuri. Așa au crescut prețurile la produsele noastre de import și avem această accentuare. Personal, m-am exprimat de mai multe ori, cred că mărirea deficitului comercial și mai ales a deficitului de cont curent, că acela ne interesează, este strâns legată de situația deficitului fiscal. Și nu trebuie să apăsăm prea mult pe pedala stimulării exporturilor, eventual prin deprecierea cursului, cum s-a sugerat de multe ori, și anume depreciind cursul, stimulăm exporturile și punem sectorul neguvernamental să facă un efort în plus. Marea sarcină a corecției în domeniul extern, corecția necesară, pentru că avem un deficit de cont curent peste 5%, se duce spre 7-8%, este corecția fiscală, care vedeți că face foarte greu, dar guvernul face eforturi în acest sens și sperăm să aibă succes. Cursul de schimb, relativ stabil. N-am trecut ultimele date, când am coborât, ajunsese la și 90, dacă se duce, vrea să ducă sub 4,90. Considerăm că este o situație tipică de vară. E vorba și de românii care vin de Sfântă Mărie și schimbă mai mult. Uitați-vă ce la casele de schimb valutar și cumpărarea de la traderi, de către traderea grâului din câmp, și de atunci vin cu lei. Au mai fost și operațiuni, deci nerezidenții au redescoperit ușor România, au mai multă încredere în ea și contribuie la mamera măsură, la finanțarea deficitului bugetar. Aici mai dau o singură explicație ca să nu rămân dator în fața dumneavoastră. Doamne, ce cu linia asta așa stabilă? Păi, am avut două crize mari. O criză sanitară și o criză energetică și legată de criză geopolitică. În România nu există multe ancore la care să uite publicul și să-și păstreze un gram de încredere, nu? Și ca să mă exprim mai pe românești, asta ne mai trebuia, când am avut așa o explozie a prețului la energie, să scăpăm de sub control cursul de schimb, nu? Cursul de schimb este în literatura de specialitate numit și prețul prețurilor. Deci el influențează general nivelul prețurilor și încă în România prețul banilor, care este dobânda, rata dobânzii, nu are aceeași importanță în ochii românului, ca să vorbesc și eu ca dumneavoastră, sau în ochii românilor, precum are cursul de schimb. Acum, de când nu se mai depreciază, am văzut că a fost trecut în plan secund, nu se mai uită nimeni la el. Mergem mai departe. Așteptările operatorilor economici și a analiștilor bancari sunt acestea. El spune că nu sunt rele, dar nu sunt nici bune. Oricum, ele explică evoluția roborului. Sunt, o să vedeți datele noastre, ușor mai pesimiste decât ale noastre. Și acum prognoza. Prognoza nu putem să o facem decât stabilind niște ipoteze. Primul, că impactul războiului din Ucraina își va atenua efectele economice negative, începând de la anul. Așa credem. Vor slăbi presiunile. Apoi că și în ceea ce privește prețurile materiilor prime, avem o anumită menținere a presiunilor pe termen scurt, dar așa cum ați văzut,
urmată de o anumită normalizare. Avem deja semnele normalizării. Nu avem date legate de plafonarea prețurilor la energie și, în consecință, până când guvernul anunță intenția de a le menține, de a menține măsurile de contrabalansare a creșterilor și plafonarea prețului la energie, sau le va renunța la ele, noi am mers pe ideea că în aprilie, în anul următor, ele vor fi ridicate. Vedem o disipare treptată a sincopelor în blocajele de lanțuri globale și o situație epidemiologică cu impact limitat. Pe plan extern, ne interesează situația din Europa, perspectivele privind evoluția economică viitoare a partenerilor comerciali s-au deteriorat în sensul. Avem o revizuire semnificativ descendentă a dinamicii cererii externe și aici e legată special de dinamica creșterii economice în zona euro și mai ales la principalul nostru partener comercial, care este Germania, și o creștere, o evoluție ascendentă a inflației din Europa, în general, și din zona euro, care ne interesează pe noi în mod deosebit, dar și o restrictivitate în creștere pe termen mediu, pentru că deja a început ciclul de majorare a ratelor dobânzilor din zona euro. În sfârșit, un nivel depreciat al euro în raport cu dolarul american, aici între 1 și 1,1, personal consider că ne putem aștepta la orice. Dacă dolarul crește sub, adică se întărește peste 1 euro, sau euro crește peste 1,1, atunci putem să discutăm, dar variația aceasta 1,1, nu avem cum să o prognozăm, că se poate întâmpla rapid în oricare direcție. Și uitați prognoza, sper să vă uitați cu atenție la ea, să uită și analiștii bancari, financiari și cei care au sărit calul cu roborul. Deci nu este optimistă, este ușor pozitivă și realistă, credem noi. Se plafonează rata inflației în acest trimestru. Plafonarea înseamnă jur de 15% acum. În august este foarte posibil să, datorită prețurilor la țiței, la alcool, accizele, să mai fie o anumită creștere în sus. Probabil că unele prețuri alimentare, prețuri volatile vor scădea, dar treptat, cu excepția gâlmei din anul viitor, în martie-aprilie, când nu avem alte date, se vor ridica plafonările, tendința este de scădere și în trimestrul 2024 reajungem cu inflația în zona țintită. Deci nu avem nicio apocalipsă aici, nu avem vești negative, ca să spunem. Probabil că vă dezamăgesc pe cei care așteptați ceva mai, o veste mai tristă de la noi, dimpotrivă, că ne trebuie ceva răbdare, pentru că, și încerc iarăși o explicație cu alte cuvinte însă, pentru că asemenea șocuri pe partea ofertei, creșteri masive la prețurilor energetice și materiilor prime, nu, asemenea șocuri nu pot să fie resorbite rapid. Și duc la creșteri de costuri, se duc în toate produsele și ele pot să fie contrabalansate în timp, prin creștere de productivitate, prin reforme structurale, astea iau timp. Să reduci cererea de asemenea manieră încât să contrabalansezi o asemenea creștere de costuri, este scris și în comunicatele Băncii Naționale, este contraproductiv. Este contraproductiv, pentru că creăm o recesiune. Și o recesiune înseamnă o deteriorare a situației fiscale, bani mai
ne mai introducem sigur și în alt bucluc pe care unii dintre dumneavoastră l-ați semnalat, deci că îngreunăm situația celor cu credite în lei, nu? Datorită faptului că crește probabilitatea de a crește șomajul, de a se diminua salariile și așa mai departe. Deci nu ne trebuie așa ceva. Dar mai rău decât asta este faptul că nu avem nicio certitudine dacă creăm o recesiune, că inflația chiar va veni rapid în jos. Mai repede decât dacă avem ceva răbdare și urmăm o asemenea cale treptată și ne vom întâlni, am mai spus, cu rata de politică monetară și cu rata inflației, probabil pe anul următor, undeva la mijloc. Nu mai dau o cifră când, unde și cum, dar asta este abordarea. În această abordare avem sau suntem gata să utilizăm toate instrumentele de politică monetară, conlucrăm cu guvernul, pentru că conlucrarea cu guvernul este esențială, și utilizăm și cursul de schimb, o spunem în clar, doar ați văzut graficul. Și mai recent ați observat sau ați citit că Cehia a trecut și ea la utilizarea cursului de schimb ca instrument de domolire, într-adevăr cu un alt guvernator, ca instrument de domolire a inflației și a oprit creșterea dobânzilor, cu o declarație extrem de tranșantă. Inflația care este în prezent, nu putem noi cu politica monetară, cu creșterea dobânzilor, spune el, nu guvernatorul Băncii Cehii, să o influențăm. Cam tare, după mine, dar asta e. Aici aveți ipotezele pe care le-am menționat. Și o mai las așa să o priviți, să o privească și cei cu care se tot ceartă cu roborul, ca să vadă că nu avem o privire nici pe departe neagră privind perspectiva situației, ci cu privire, spunem noi, ușor pozitivă și realistă. Încercăm, de asemenea, împreună cu guvernul, să dăm inflația în jos fără să creăm recesiune, o sună din nou foarte clar și sunt aceste șanse. Și hai să mai fac o clarificare. Dacă PIB-ul în trimestru 2 este quasi stagnant față de trimestru 1, nu înseamnă că economia este în stagnare, cât uși de puțin. Pe trimestru 1 a crescut cu 5, aproape 6%. Dacă este quasi stagnant trimestru 2 față de 1, înseamnă că față de anul trecut este cu 5% mai mult. Deci, nici pe departe, mesajul nostru n-a fost de stagnare a creșterii economice. Nu lucrăm cu, nu facem prognoze de creștere economică. Aici este directorul de la modelare care vrea să mă certe, pentru că de regulă modelul nostru nu dăm cifrele privind creșterea economică, dar în orice caz nu vorbim de stagnarea creșterii în acest an. Probabil undeva 2-3%, spun eu care sunt mai pesimist, dar s-ar putea să fie chiar mai mult. Dacă această tendință și în trimestrul 3 va fi tot stagnare față de trimestrul 1, care a fost 5,7% sau 6%. Da? Deci încercăm împreună cu guvernul să dăm inflația în jos, fără să creăm recesiune și fără să afectăm prea mult piața forței muncă. Este un lucru, un exercițiu dificil, trebuie să fim foarte atenți cum navigăm și cum calibrăm politica monetară. Aici aveți contribuțiile semnificative asociate indiciului cordului ajustat. Observați că în continuare și în acest an și la anul, bunurile energetice sunt cele care ne duc cu inflația la cordul ajustat peste ceea ce ne-am fi dorit la anul, pentru că este trecut faptul că se renunță la plafonare. Față de traiectoria precedentă, inflația cordului ajustat este ușor mai înaltă. Nu este o deosebire mare față de precedent. În continuare, acest grafic trebuie reținut. Componentele aflate în afara sferei de influență a politicii monetare își mențin aportul substanțial
la evoluția inflației IPC. Deci nu suntem în situația declarației de la Banca Centrală a Cehiei. Nu avem cum să ne luptăm cu această inflație, nu? Noi trebuie să ne luptăm că ea creează anticipații inflaționiste, le-a văzut acolo. Deci dacă nu am reacționat, anticipațiile inflaționiste ar crește. Dar nu putem să nu menționăm cât de mare este influența factorilor care ies de sub influența politicii monetare. Deviația PIB-ului. Ușor, ușor mai mare în perioada următoare, legat în principal de faptul că am avut această creștere neașteptată a produsului intern brut în trimestrul 1. Da? Și asta se prelungește, dar observați, la anul, pe vremea asta, avem deja deficit de cerere. Încă un element care ne arată că nici noi, la Banca Națională, nu trebuie să sărim calul, ca să folosesc aceeași expresie, strângând politica monetară, că ea oricum se duce cererea agregat și excesul de cerere se duce în jos. Și aici mergem iarăși cu un reglaj fin. Am dorit cu toții să revenim cu dinamica PIB-ului la potențial, PIB-ul potențial la valori robuste, similare celor dinaintea pandemiei, dar acest lucru depinde, și o spunem încă o dată, cum am spus în clar, în comunicat, de impulsionarea investițiilor prin, aici spunem inclusiv, le spun prin valorificarea fondurilor europene, că acestea sunt, ar trebui să fie sigure pentru România. Fondurile europene sunt deflaționiste și în același timp sunt expansioniste în sens de creștere economică. Efortul acolo trebuie concentrat. Atragerea fondurilor europene și investiții pe bază de fonduri europene. Și dacă acest lucru merge, știu din experiență, încep să meargă și investițiile private, că capătă încredere. Ce s-a întâmplat ieri cu plasamentul acela masiv pe care l-a făcut o mare bancă occidentală în titlul ăsta românești, arată că încrederea poate să fie în descreștere, dar poate să și revină ușor. Aici aveți mai multe explicații legate de investiții. Avem, bineînțeles, riscuri de abatere a ratei inflației de la traiectoria proiectată, în special prelungirea războiului din Ucraina. Este un risc. Și prețul materiilor prime. Cei doi factori pot să ne dea peste cap, într-adevăr, prognoza pe care am prezentat-o. Acestea sunt hotărârile Consiliului de Administrație, pe care le cunoașteți. Următoarea ședință pe 5 octombrie și apoi 8 noiembrie 2022. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la câteva întrebări. Asta ca să rămână. Mă iertați. Ana Maria Păun, Digi24. Știm deja că rata dobânzii de politică monetară a ajuns la 5,5% și vedem că sunt foarte mulți cei care se plâng că ratele lor s-au dublat. Ce mesaj aveți pentru românii în această situație? Că ratele nu sunt? S-au dublat. La noi? La noi, la politica monetară sau la robor? Ratele românilor care au credite. Ratele robor și referiți la volumul de rambursare al creditelor, nu? Deci, exact, da. Păi, v-am explicat și o să explic în continuare. Suntem în empatie totală, nu este deloc numai plăcut, nu este ușor să plătești sume mai mari. Dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an și ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut. Nu mai revine. N-are niciun rost ca noi, ca și dumneavoastră, să mai vindem iluzii. Deci acestea vor fi, să spunem, dobânzile relativ normale. Cu mențiunea că roborul a cam sărit calul, s-a dus cam mult.
dincolo de ceea ce am întreprins noi cu rata de politică monetară. Alte măsuri sunt în discuție și există pentru cei care au dificultăți și această amânare a creditelor pentru cei care au o situație specială. Și centrul de negociere a diferendelor cu băncile și care funcționează foarte bine și legea dării în plată, sunt foarte multe posibilități de a negocia situațiile deosebite de, pentru cei care nu pot să plătească. Mai trebuie să fac o mențiune și asta iarăși pentru toată lumea. Normele de creditare au fost întocmite de așa natură încât nu oricine să putea duce să ia un credit. Că tot timpul să vine cu acest exemplu, cred de 70.000 de dolari, 300.000 și așa, nu oricine, orice persoană cu venituri mici să putea împrumuta la aceste sume. Deci, mesajul este că aceasta este o situație care va rămâne. Dorim să nu mai creștem ratele de dobândă și odată cu reducerea inflației să înceapă să meargă ele în jos. Dar acum nu putem să facem această prognoză până când ce vedeți aici nu se va întâmpla. Da? I-ați mai sfătui ce le-ați spus la criza precedentă din 2008 și anume să-și facă credite în moneda în care sunt remunerați? Da, asta e un sfat general. Al minte fiecare își face socotelele la el acasă. Sfaturile n-ar trebui să vină de la Banca Națională, pentru că e o relație comercială între bănci și clienți. Fiecare își face socoteala cum trebuie și sfatul ăsta a fost de la noi pentru că apare un element neprevăzut, greu de prevăzut și care poate să fie șocant, cum a fost în cazul creditelor franc-elvețieni, riscul valutar. Și atunci, cel mai bine este ca fiecare să-și facă împrumutul în moneda în care este plătit. Acum, este o perioadă care poate să fie înșelătoare. Mulți au spus, doamne, am ascultat Banca Națională și am luat credite în lei, creditele în valută nou crescut ca din punct de vedere al costurilor, cursul a fost stabil și creditele au crescut foarte mult, ne-a păcălit Banca Națională, cam așa ceva am înțeles eu din presă. De aceea nu fac altceva decât să revin, fiecare își face socoteala. Nu este vorba de o păcăleală, riscul la creditul în valută există în continuare, nu? Nu pot să fac prognoze de curs. Pentru cazul că se poate greși și într-o parte și în alta. Cei care au prognozat că acum în august cursul o să fie, nu știu cât, 5,5 au greșit. Nu? A ajuns sub 5,9 sau 5,8, nici nu știu cât este, nu așa că este în apreciere. Da? Da. Fluctuațiile de curs sunt absolut normale. Da. Sunt persoane care decid, din informațiile pe care le avem noi, să treacă de la robor la RCC sau la credit cu dobândă fixă. Aveți o statistică a celor care iau o astfel de decizie? Nu avem încă, dar știm că există această tendință de a se trece pe RCC și este o posibilitate. Legea a permis, au fost dezbateri aprinse în Parlament în perioada respectivă, legea permite acest lucru și oricine poate să facă și acest lucru în negociere cu banca, bineînțeles. Dar și IRCC-ul, revin, va crește, pentru că nu vreau să devin ușor obsesiv, dar n-am încotro. Perioada dobânzilor mici, negative, a fost depășită. Nu mai putem să spunem publicului, vedeți că nu o să plătiți dobânze. Dat exemplu cu Banca Albina, într-o situație de normalitate, 1912, dobânzi de 6%. Probabil și dumneavoastră trebuie să priviți în acest lucru. Dacă spuneți că o creștere de la 1 la 5% este o creștere până în cer a ratei dobânzi, să uitați că în România au fost dobânzi mult mai mari. Vă mulțumesc! Bună ziua, Greta Neag, observator Antena 1. Cât de mult îi costă pe români această săritură de cal a băncilor?
La cât ar trebui să fie robor la 3 luni în momentul mai, ăsta? Mai apropiat de al noi. Dar așa văd e că la 3 luni nu este dumneavoastră opinia publică și cei care influențați opinia publică, vedeți inflația la, sau vedeți inflația la 3 luni pe traiectoria aceasta în scădere. Așa au văzut și ei. Banca Națională avea cumva pârghiile să preîntâmpine situația asta? Situația din piață e mai greu de influențat direct, că nu intervenim direct în piața monetară. Putea să dăm lichiditate mai mult. Dar, repet, suntem prudenți în ceea ce privește lichiditatea, pentru că avem nevoie de o relativă stabilitate a cursului, poate că nu așa cum există în prezent. Deci aici este un joc foarte, foarte atent. Dar ei, cei care stabilez roborul, sunt sigur că o să uite la prognoza noastră cu mai mare atenție. Mulțumesc. Bună ziua, Marina Cioacă, România TV. Înțelegem, ieri Ministerul de Finanțe s-a împrumutat cu încă 1 miliard de euro la o dobândă de peste 8% pe an. Avem momentan la aceste împrumuturi cele mai mari dobânzi din regiune, din Europa. Avem dobânzi mai mari chiar decât Ungaria, care are o situație financiară destul de urâtă. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Deci, comparativ cu Ungaria, am avut dobânzi mai mari și de o lună și jumătate dobânzile noastre sunt în sus și în jos față de Ungaria, cam la același nivel. O să vă trimitem un grafic care să vă arate acest lucru. Din punctul nostru de vedere, într-adevăr, au fost dobânzile cele mai mari pentru că am avut deficitele cele mai mari. Dumneavoastră spuneți că Ungaria are o situație mai urâtă. Să-mi explicați care este situația mai urâtă. Au și ei probleme mari, dar deficitele gemene, cum ne spunem, deficitul fiscal și deficitul de concurent la noi au fost de 2 ani de zile foarte mari. Suntem singura țară din Uniunea Europeană declarată cu deficite excesive și cu nevoia de a lua măsuri. Și observați cât de greu este să luăm aceste măsuri. Că nici ea nu este bine, nici să majorăm veniturile, nici să tăiem cheltuielile. Deci, reducerea deficitului fiscal este o problemă dificilă care se confruntă România, guvernul. Și bineînțeles că suntem pentru o reducere sustenabilă care să nu creeze recesiune. Revin, o recesiune în România ar agrava situația fiscală. Deci nu suntem acum campioni, suntem campioni împreună cu Ungaria și sperăm că treptat cu această prognoză să ajungem ca cum am fost și cu inflația. Am fost campion la inflație și uitați că am ajuns n-am ajuns cu odaș la inflație, dar am ajuns cu 7-8, așa și la ratele de dobândă. Esențială însă este reducerea deficitului fiscal. Mulțumesc. Dar, apropo, este remarcabil, nu? Nu știu dacă nu v-a surprins maniera în care s-a reușit, în urmă cu o lună și jumătate, să spunea că nu o să mai avem finanțare externă sau internă și că nu o să Ministerul de Finanțe nu o să aibă bani de plătit pensii. Și e remarcabil că a luat 5 miliarde. Suma este mare. Pentru cei care vorbesc despre de ce s-a împrumutat guvernul și așa mai departe, invit să se uite, în primul rând, la posibilitatea de a reduce deficitul fiscal. Deci, guvernul se împrumută pentru că deficitul este mare și pentru că apar dificultăți mari în a reduce deficitul fiscal. Mulțumesc. Bună ziua, Alexandra Nistorescu, Realitatea Plus. Aș vrea să ne spuneți, dacă se poate, cu ce inflație credeți că am putea încheia în acest an, având în vedere situația de acum, pentru că sunt și economiști care spun că inflația va continua să crească, contrar acestor prognoze pe care le avem aici. Deci noi nu avem această prognoză, am ieșit cu toată responsabilitatea cu aceste date, vi le las să le priviți cu mare atenție, nu? Și pentru ele sau în ele credem și asta este datoria noastră. În felul acesta ne facem și datoria care este prevăzută în lege, doi, ajutăm și pe românii cu credite, pentru că pe o asemenea traiectorie ratele dobândă merg în jos, pe altă traiectorie n-au cum să merg în jos, nu?
Și în al treilea rând, ceea ce este foarte important, se mărește încrederea în economia românească, ceea ce înseamnă că o relativă stabilitate, inclusiv a cursului de schimb, apare fără eforturi deosebite din partea băncii naționale. Așa, printre altele, vă spun că pentru cei care cred că nu putem să asigurăm stabilitatea cursului, că rezervele internaționale a României nu au scăzut. Într-adevăr, nici nu au crescut, dar în situații de criză e greu să crească rezervele internaționale. Apare întrebarea firească, de ce ții rezerve dacă nu le folosești când ești la mare necaz? Deci asta este prognoza noastră. Pentru cei care nu cred, suntem gata, uite, domnul Dan Suciu este gata să combată cu ei cu argumente. Și legat de credite, având în vedere ceea ce au făcut băncile în ultima perioadă, ce sfaturi ați avea dumneavoastră pentru românii care merg și se împrumută acum? Ei merg și își fac un credit pe IRCC. Sunt economiști care spun că și acest indice va crește și automat vor avea rate mai mari. La ce ar trebui să fie oamenii atenți acum când merg să-și facă un credit? General, să fie atenți că nu este o perioadă în care poți să neglijezi punga, nu? Asta e un sfat general valabil. Nu pot să spun că lumea trebuie să fie strânsă la pungă, este decizia fiecăruia, nu? Cum să se comporte, dar nu pot nici să sar în partea cealaltă, să cred vreo iluzie, în afară faptul pe care îl repet a treia sau a patra oară. Cu asemenea evoluție arată inflației, dobânzile stagnează și probabil că vor merge în jos, dar niciodată nu vom mai reveni, cred eu, viața asta, așa cred eu, pentru viața asta, nu? Pe care o mai am de trăit la dobânzi real negative de asemenea amploare. Hai să ne uităm, spuneam că sunt real negative la noi, 8% roborul, 15% inflația, minus 7%. Păi, în Uniunea Europeană e 0 cu 8 sau 9%, minus 9%, în Statele Unite la fel. Asemenea perioadă de represiune financiară nu cred că va continua. Sunt foarte multe probleme. Și atunci noi, eu și cu dumneavoastră, nu trebuie să trimitem iluzii publicului că dobânzile se vor duce în jos indiferent că vrea Banca Națională. Nu, să vă uitați cazul Turciei, nu? Ținând dobânzile în jos, și va fi bine. Nu, au ajuns la 80%, lira s-a depreciat și totuși o țară mare cu potențial enorm. N-au deficitele comerciale pe care le avem noi. Deci eu nu dau sfaturi acum românului, e rece ce o bineînțeles că va crește. Sunt economiști care spun că ar putea ajunge la 5%. Dumneavoastră ce credeți? Păi este normal. Nu că va ajunge. Pentru că așa cum se calculează, uitați-vă cât sunt. Uitați-vă la lege, pe ce bază se calculează, uitați-vă care sunt ratele dobândă pentru IRCC, cele care sunt luate în calcul, și cât sunt în prezent. IRCC o să calculează cu întârziere de 3-2 trimestre și deci, cred că 5%, cine a făcut calculul, l-a făcut bine. Mulțumesc! Bună ziua! Ioana Cășlaru, Antena 3. Există o vorbă românească prin care se spune că mai rău de atât nu se poate. Există mai rău de atât în cazul scumpirilor? Da, există mai rău de atât să nu se îndeplinească această prognoză. Bineînțeles că există. Și România, sunteți tânără, dar ați mai prins ceva așa. România a avut și inflații de 200-300%, deci mai rău poate să fie, bineînțeles. Nu ne jucăm cu inflația, este o boală foarte periculoasă. Noi zicem că o aducem sub control. Va veni cea mai grea iarnă din istorie pentru români? Depinde, nu. Nu, v-am spus, nu avem o viziune neagră asupra viitorului. Avem resurse, guvernul a dat toate asigurările că stocurile de gaz sunt în apropierea nivelului necesar. Noi ne facem datorie aici să dăm inflația în jos și cu ajutorul dumneavoastră. Contează foarte mult și atmosfera.
și guvernul își va face datoria, conlucrăm cu guvernul și vrem să conlucrăm și cu dumneavoastră, să mărim încrederea în economie și în viitorul acestei țări. Să trecem și peste iarna asta. Deocamdată trebuie să trecem peste toamnă. Eu mă refeream la prețurile din iarnă, la gaze, la electricitate. Ele sunt plafonate, nu? Și ce putem face împotriva acestui val? Există vreo rezolvare? Nu există minuni în economie. Nu există minuni în economie și ar fi greșit și din partea mea și a dumneavoastră să dăm oamenilor iluzii. Nu există minuni în economie. Deci există politici corecte și credem că în prezent ne-am antrenat, ca să spunem așa, într-o direcție corectă, destul de echilibrată a politicilor monetare, cu o calibrare corectă, cu primele semne pozitive. Vom continua, ne facem datoria, suntem în empatie totală față de debitori, față de cei care au credite și trebuie să plătească mai mult și ajutorul maxim pe care putem să-l dăm și lor și celor 10 milioane care au bani în bancă, dar și tuturor românilor, este să dăm inflația în jos. Asta este lucru pe care ne angajăm acum prin această prezentare să-l facem împreună cu guvernul. Da. Mulțumesc! Bună ziua, Cătălin Dea cu Televiziunea Română. În primul rând, domnule guvernator, este posibil ca din cauza secetei să asistăm în trimestrul 3 și trimestrul 4 la inflație mult mai mare decât cea prognozată? Deci aici trebuie să vorbiți mai mult cu guvernul și să întrebați Ministerul Agriculturii. Eu, într-adevăr, călătoresc într-o anumită parte a țării unde e secetă, a fost secetă, este secetă, dar nu atât de dramatică ca în estul țării, estul și sudul țării. Deci, uitându-mă la recolta de grâu și la ce se preconizează la floarea sarului și la porumb, cred că lucrurile pot să fie ținute sub control. Politicile guvernamentale pentru acest lucru pot să fie diverse, nu pot să mă aventurez eu să le spun. Nu le-am discutat cu domnul premier sau cu ministrul agriculturii, așa că nu mă aventurez, dar am o privire în continuare pozitivă. Deci lucrurile pot să fie ținute sub control și inflația să meargă în jos, inclusiv pentru faptul că anul trecut a fost foarte mare. Deci nu uitați, nu spunem că nu vor mai crește prețurile, spunem sau că o să scadă prețurile. Asta este un indice. Noi spunem că indicele merge în jos. Indicele merge în jos înseamnă creșterile de prețuri din acea de acum înainte vor fi mai mici decât cele de anul trecut. Pe de altă parte, am deci, acest lucru l-am spus de foarte multe ori. Nu venim cu o prognoză că prețurile cresc, prețurile, da? Indicele crește, dar crește cu mai puțin decât în anul precedent. Sau am numărat lunile precedente din, în lunile din anul ăsta față de lunile din anul precedent. Au fost 6 majorări ale dobânzii de referință de la începutul acestui an. Pe de altă parte, rata anuală a inflației a continuat să crească. Am văzut că și volumul creditării la fel continuă să crească. Cât de eficient este până la urmă acest mecanism de creștere a dobânzii cheie pentru a tempera creșterea inflației? Păi este și am încercat să dau explicația, de să încerc să vă explic cu alte cuvinte. Noi acționăm asupra acordului ajustat, care este influențat de cerere. Deci un excedent de cerere, dacă există, el trebuie să fie temperat. Dați înapoi, ca să nu mai vă răpesc eu timpul, dați înapoi pe grafice și veți vedea că avem, într-adevăr, și în prezent, un ușor excedent de cerere. Nu este foarte mare. Deci inflația în România, ca și peste tot, și în Cehia, și în Ungaria, și în Polonia, și în zona euro, și în Statele Unite, a fost creată de creșterea prețului la energie. Creșterea prețului la energie se duce numai în transporturi. Se duce, de exemplu, în produsele agricole, și la noi s-a dus în produsele agricole, pentru că folosesc motorină, folosesc, au cheltuieli legate de energie. În momentul în care crește un asemenea preț, nu poți să vii cu măsuri de contrabalansare decât poate cu trecerea timpului. Ce înseamnă?
se reduce alte costuri. Nu poți să crești nici foarte mult dobândă, pentru că și rata de și dobândă este o parte a costurilor. Deci și aici trebuie să fii foarte atent când majorezi dobândă, da? Trebuie să treacă timp. Și în perioada respectivă trebuie să ai creștere de productivitate, să ai reforme structurale și așa mai departe. Astea au nevoie de timp. Sau mai putem să sperăm pe următoarea variantă, ca șocul inițial, majorarea prețului la țițel și așa mai departe, să treacă de la sine, fără ca economia să fie dezechilibrată. Aceste două căi sunt, le utilizăm în prezent, nu creăm o recesiune. Câștigăm timp pentru ca agenții economici să poată să contrabalanceze creșterile de costuri, fără să-i bruscăm prea tare și fără să bruscăm atmosfera generală din economie, fără să creăm o recesiune, nu? Așteptăm, într-adevăr, ca o dată cu temperarea războiului din Ucraina să mai scadă costurile la energie. Avem primele semnale, bine am prezentat pe larg, la materii prime. La țiței să plimbe în sus și în jos, dar la materii prime sunt scăderi rezonabile, relativ optimiste de prețuri. Deci, avem motive să credem că această curbă se va instala. Și aceasta este abordarea noastră. Credem că undeva pe la mijlocul anului următor să ne unim cu inflația și cu rata dobânzii de politică monetară, să ținem sub control și celelalte rate de dobândă și să readucem încrederea, că este foarte importantă. Ultima mea întrebare, vă rog. Pe de altă parte, mă uitam pe datele de la INS din această dimineață. România este tot mai dependentă de importuri. Deficitul comercial a ajuns la 15,4 miliarde de euro, în creștere față de perioada similară anului trecut, față de primul semestru. Cât de mari sunt presiunile inflaționiste prin aceste importuri? Mari. Sunt mari și dacă cursul de schimb o lua razna, erau și mai mari. Ca să o pun de antoasele. Deci nu... Ne-am ancorat de cursul de schimb. Acum că a trebuit să dați seama că se ducea și cursul de schimb. Preț la energie. Energia e un produs de bază, se duce în toate costurile. Mergea și cursul de schimb care influența și costurile produselor importate, inclusiv energetice. Deci lucrurile chiar scăpau de sub control. Da. Vă mulțumesc mult! Bună ziua, Sonia Teodoriu, Euronews. Vă întreb dacă vă așteptați ca băncile să sară în continuare calul, având în vedere că Piețele, v-am spus clar, vă întrerup, ca să nu vă chinuiți prea mult. Piețele sar calul, asta este. Și asta ne trebuie să fie învățătoare de minte, pentru că și ideea că vom lăsa să ne corecteze piețele pe plan extern este extrem de periculoasă. Dar totuși... Piețele sar calul tot timpul, dacă se numește sentimentul pieței. Dacă le intră, să zic așa, în cap că lucrurile merg prost, te taxează de țes ochii din cap. Dar nu credeți că un semnal, majorarea dobânzii cheie de 6 ori anul acesta, a fost unul dintre motivele care a dus la această situație? Dacă e sub... O parte dintre dumneavoastră ne-ați criticat, ba că am început prea târziu, păi când vrea să începem? Inflația abia n-are niciun an de zile și am început ca la carte, cu oprirea achizițiilor de titluri de stat, cu controlul lichidităților și așa mai departe. Ba că suntem în spatele cehilor, ungurilor și polonezilor, acum spuneți că am majorat prea mult. Nu este mult. Am găsit acest dozaj pe care îl considerăm cel bun, dar ele, mai vreți să vă arăt graficul, ele de regulă stau cu roborul în apropierea noastră. S-au dus dincolo, dintr-un motiv obiectiv, că condițiile de lichiditate au fost mai scăzute, mai strânse, și într-un motiv, să spunem, de sentiment, că împreună cu dumneavoastră considerați că nu vom avea succes în a duce inflația în jos. Dar analiștii se așteaptă ca Banca Națională să majoreze dobânda cheie încă de 2 ori anul acesta. Nu e asta în continuare un semnal pentru ca băncile să crească dobânda? Trebuie să fie un semnal că să ne apropiem noi de ei și ei de noi. Cam așa ar trebui să citească. Uh-huh.
Deci în ambele părți. Da. Ați cheia, vorbit despre... cheia este încrederea. Deci încrederea că dăm inflația în jos și că o punem sub control. Da. Ați vorbit de asemenea despre faptul că ați reușit să țineți cursul stabil. Cât vă așteptați să mai puteți ține euro sub 5 lei? Cât trebuie. Asta cât înseamnă? Cât trebuie. Trebuie, nu știu, să vedem cât trebuie. Dar e greu, nu poți să dai drumul la, să spunem, instrumentele de bază, de control a unei societăți, când ai războiul la ușă. La fel și cu prețul la energie. Deci n-a fost momentul cel mai inspirat de liberalizare, dar nu știa nimeni că începe războiul. În perioada asta, așa, putem să spunem că n-a fost foarte inspirată nici trecerea la energia verde. Președintele Putin, cred că asta aștepta, nu? În momentul ăsta de vulnerabilitate. Nu sunt analist politic. Dar cu ce costuri se ține acest curs sub 5 lei? Păi, l-ați văzut că nu prea mari, pentru că rezervele n-au crescut, dar nici n-au scăzut. Deci nu sunt costuri mari. Deci, vă mulțumesc. Suportabile, ăsta e cuvântul. Au fost ceva costuri, dar sunt suportabile. Da. Bună ziua, Mihai Panța, Profit.ro. O să încep cu ce ați menționat ultima oră, că domnul Vasilescu, consilierul dumneavoastră, crede că diferențialul de inflație față de vestul Europei, să spunem, vine din faptul că noi am liberalizat piața de energie în 2021. M-am uitat pe date, a crescut atunci prețul la electricitate cu circa 18%, la gaze fusese dinainte liberalizată și nu a crescut prețul deloc, ba chiar a scăzut cu un an înainte. Vreau să vă întreb dacă împărtășiți opinia domnului Vasilescu, credeți că liberalizarea a adus acest plus de inflație pentru România? Și după mai și alte întrebări. Păi acum, eu înțeleg că dânsul să-mi împărtășească opiniile, să împărtășesc eu dânsului opiniile, cam mult nu. Este o opinie, nu pot să merg atât de departe să spun că... expresia mea, o repet, cred că a fost foarte inspirată, dar decizia asta trebuia făcută, așa dacă căutăm vinovați, probabil că trebuia făcută mai devreme. E greu de spus cu liberalizarea, dar inspirată nu pot să spun că a fost. Bine că s-au adus lucrurile sub control acum, sunt această plafonare, a zis, toată lumea o face. Știți că au fost discuții și legate de plafonare, că e bine dacă poți să lași piețele. Deci eu sunt prin formație. Am stat la un institut de economie mondială 20 de ani și mă ocupam de economia de piață. Nu? Prin formație sunt pentru economia de piață, dar sunt anumite prețuri care piețele sau situații în care piețele nu funcționează cum trebuie. Cum v-am spus aici, la situația, fac overshoot, undershoot, overreaction, piețele sunt... Deci nu poți să lași, mai ales în situații de război, să lași anumite prețuri total libere. Trebuie să te gândești cu foarte mare atenție când faci acest lucru și vă spune un individ care, în esență, sunt pentru economia de piață, nu numai în esență, și în detaliu. Asta este. Dacă cineva aici din sală putea să spună cum un an și jumătate, aproape 2 ani de zile, că o să înceapă războiul din Ucraina, cum a început, acolo zone conflicte veche, atunci jos pălăria. Da, domne, ai avut dreptate. Deci nu merg atât de departe ca domnul Vasilescu, nu pot nici să-l dezavuiez. Dânsul este consultant de strategie, se poate exprima, dar e bine, ca să o punem pozitiv, este bine că guvernul a revenit și a introdus această plafonare. Deci, să știți că am fost pentru. Și în momentul în care inflația s-a dus în sus, am avut o intervenție și am zis, băi, nu putem să lăsăm prețul la energie, că să ducem toate celelalte prețuri. Urmă, încep să fugi după iepuri prin pădure, să-i prinzi de urechi. N-ai ce să mai faci, cu ce să mai contrabalansezi o asemenea inflație. Și am trăit anii 90. În anii 90, această instituție avea conflicte cu guvernele de atunci, pentru că
din cauza prețurilor la energie. Și am calculat un indicator. Nu puteam să ținem cursul de schimb, aveam rezerve. Se deprecia și el. Și era această reaccelerare, nu? Și bineînțeles că guvernul se reproșea, bă, ce faci, băi, Mugurii Sărescu? După ce că aveam necazul, stăteau vapoarele în portul Constanța, plăteai contrastarea acolo, nu le puteai descărca, nu aveai bani. Ce faci, mai vii și tu cu mai multă inflație? Și am calculat un indicator legat de prețul la energie. Și cum se duce? Deci, e la fel de atunci, în anii 90, era aproape la fel de puternică deprecierea cursului. Poți să ai doi factori inflaționisti să-i scapi de sub control în același moment, că ai scăpat toate lucrurile de sub control în momentul ăla. Să crezi că lucrurile se autoreglează. Ești buricul pământului. Ești o țară mai mică. Prețurile sunt determinate pe plan internațional. Trebuie să fii atent și când ai război și la doi pași de tine. Domnul Vasilescu este un veteran, se poate exprima. Sunt și eu un veteran mai tânăr. Legat de energie, mai avem și o subvenționare pentru consumatorii a prețului, nu doar un plafon. Practic, prețul s-a aliniat la acest plafon și se subvenționează până la acel plafon. Am văzut că Ministerul Energiei ar fi solicitat 31 de miliarde de lei la rectificarea bugetară, ceea ce înseamnă vreo 2,3% din PIB. A fost alocat. Nu știu, am auzit că... Da, vă întrerup că da. Nu mă bag aici. Am auzit și alte cifre și de-aia. Dar nu e cumva o amenințare asupra finanțelor României faptul că nu cunoaștem exact costul acestei scheme de subvenționare? Ba da, dacă nu o cunoaștem, dar eu știu ce a apărut în presă. Un draft. Sunt un bătrânel care am trăit atâtea scurgele astea, mai ales din anumite părți ale, să numim, agențiilor în presă, tot felul de cifre. Deci le-am discutat și noi la Banca Națională. Nu le comentez că nu le știu, nu știu care e cifra adevărată și sunt diferențe mari între ce zice unul, ce zice altul. Mergeți la guvern, domnul Banisă, cu mare respect și întrebați-vă așa, nu stăpâneți lucrurile. Da, spuneam care e implicație și în inflație și mai multe lucruri. Pare, bineînțeles, ce mi-e 10, adică 10 și cu 30 același lucru, sunt diferențe mari. Dacă acestea există, dar nu le cunosc. Revenind la politica monetară, ați majorat rata dobânzii cu 0,75 puncte, mai puțin decât aștepta piața de această dată, i-ați prins invers. Mai există loc pentru majorare ratei cheie în acest an și dacă da, să ne așteptăm la această tendință de scădere a pasului de creștere? Da, dacă vedem în continuare date care se înscriu, să o pun din nou, că e importantă, nu? Să înscriu pe această curbă, micșorăm pasul. Da. Ok. Legat de fondurile europene, din nou, data trecută v-ați manifestat încrederea în faptul că vom fi mai performanți decât în trecut cu absorpția PNRR. Am văzut recent că a fost amânată o tranșă pe care trebuia să o primim în această vară pentru toamnă. Am văzut din nou ce s-a întâmplat în Ungaria, care nu au PNRR, nu au această infuzie de capital european și au mari probleme cu cursul de schimb și au trebuit să mă ajuze foarte mult de bunțile. Vreau să vă întreb dacă vă mențineți optimismul și dacă credeți că vom... Uitați, comparația cu Ungaria nu este cea mai fericită, că au avut două probleme. Aceste conflicte politice cu Uniunea Europeană și semnalele că nu o să primească bani europeni și au avut o gvasie criză valutară pe care nu am evitat-o. Deci... Ca să nu spun mai mult, că nu pot să... Suntem totuși colegi. Dar Banca Națională Ungariei trebuie să ducă cu dobânda sus în momentul în care scap cursul de schimb de sub control, pe urmă să revii cu lichiditate. Deci mai bine ții lucrurile de la început sub control și riști ceva, cum am riscat noi cu roborul, decât să... ai un exces de lichiditate. Nu uitați că, cu excepția României, am avut o prezentare, dacă ați citit-o cu atenție, o știți, când a început pandemia, toate celelalte țări au inundat piețele monetare cu lichiditate. Noi n-am făcut-o. De ce n-ai făcut-o, guvernatorile? Pentru că nu credem că va dura foarte mult acest lucru. Deci va trebui, pe urmă, să resorbim, să luăm lichiditate. Foarte greu să o iei.
înapoi, nu? După ce dai drumul la lichiditate, creezi alte probleme. Deci au fost mai ponderați. Deci, comparația cu Ungaria nu este... Nu sunt într-o situație, cum s-a spus anterior, foarte grea, nu au deficitele noastre, au o anumită deteriorare. Dar politicile noastre monetare au fost, să spun, mai prudente decât... Ne-ați criticat pentru prudență și că n-am coborât. Acum, aia știți cum e, cu bască, fără bască. Ba că n-am coborât prea mult la zero, ba că nu ne-am dus prea repede cu ea în sus, ba că n-am început mai devreme, asta mi s-a părut cea mai interesantă. Când să începem? Trebuia să începem cel de acum 2 ani. Cum 2 ani toată lumea reducea dobânzile, noi să majorăm dobânzile. Așa este, când lucrurile nu sunt deloc plăcute și cu inflație de 15% nu suntem într-o situație plăcută, apar multe nemulțumiri. Și ați pomenit de deficit. Deci Ungaria nu are o situație grea, să spunem așa, dar are o situație deosebită față de ce avem noi. Da, și ultima întrebare, ați pomenit de deficitul de lichiditate din piață. Dobânzile pe piața interbancară la depozitele interbancare sunt la 6%, circa 6% în ultima perioadă. Acestea sunt folosite la calculul IRCC. De ce dacă acest deficit de lichiditate generează mare parte creșterea dobânzilor și a spus Zero Borca, este un factor important, de ce nu au crescut totuși aceste dobânzi pe termen scurt și să vedem roborul mai aproape de IRCC, să spun așa? De păi am încercat să vă explic, dar mai discutați și cu prietenii noastre din bănci. Deci dobânzile pe termen scurt stau în interval destul de bine. Cele de la 3 luni înainte, nu? Au luat o razna. Întreb, băi, ce ați făcut? Păi asta e viziunea noastră, că o să crească inflația și că dumneavoastră o să vă duceți cu dobânzile la 10%. Păi da, ai citit cu atenție comunicatele noastre, ați spus noi cândva asta. Într-o atmosferă din asta ușor incendiară, nu? Poate că au și ei dreptate. Eu îi mai trag de urechi, să știți. Și acum, dar în timp ce am spus că au sărit calul, nu i-am mângâiat pe creștere, nu? Okay. Dar asta e, deci, atenție, este dobândă de piață, dobândă de piață și piețele așa fac, așa funcționează ele. Și doi, sunt la 3 luni, 6 luni. Deci cele până la o lună de zi stau bine mersi în apropierea noastră. Mulțumesc. Să-i certați și dumneavoastră, spuneți că au sărit calul. Vasile Comand, bancherul, o singură întrebare. Da. Cât de periculoasă vedeți și considerați că va fi această creștere de dobândă, creșterea dobânzilor la credite robor pentru bănci, dar și pentru cei care au credite? Foarte periculoasă dacă ar s-ar asocia cu o recesiune și cu pierderea locului de muncă și... Da. Deci foarte bine a scris cineva dintre dumneavoastră. Atunci ar fi pericol mare. Dar cum v-am spus, conform normelor de creditare, nu oricine, mai ales cei cu venituri scăzute, puteau să ia credite. Dar dacă peste această creștere de costuri, cu obișnuință și cu speranța pe care era datoria mea să o rup, că dobânzile nu o să mai crească și așa mai departe, deci ele se duc spre... Noi dacă ajungem cu dobândă la 6%, ajungem cât avea Banca Națională în 1912, cu inflație de 2%. Deci suntem mai degrabă spre o normalitate. Lumea trebuie să înțeleagă asta. Este neplăcut ce spun pentru cei cu credite. Da? Așa este situația. Dar dacă la faptul că trebuie să bagi mâna în buzunar să scoți mai mult, dublu, chiar mai mult decât dublu pentru rata de rambursare a unui credit, mai vine și pierderea locului de muncă, eventuale scădere de salarii, atunci, într-adevăr, ne putem aștepta la lucruri care nu împărtășesc privirea total pesimistă a celui care a scris, nu? De la ziarul financiar al Cristi. Dar împărtășesc judecata. Și de aia revin și spun că noi navigăm cu mare atenție împreună cu guvernul să nu creăm o recesiune. Ceea ce e
hai să mai vorbesc și eu englezește, nu? Fine-tuning destul de dificil, adică să cârmești vaporul de așa manieră încât să dai inflația în jos, dar să nu creezi recesiune, pentru că atunci ar fi foarte greu. Vă mulțumesc foarte mult. Să aveți o vacanță plăcută și inflație scăzută.